Cupa României la K1 și Kicklight s-a desfășurat în acest an la Buzău. La competiție au luat parte și 15 sportivi de la aceste Năvodari, însoțiți de instructorul Marcel Jipanu. 9 dintre ei au câștigat medalile de aur. Robert Muntanu, Zainep Sesgin, Eduard Jipanu, Cornel Costea, Cezara Andrieș, Albert Potoceanu, Petrică Purcarul și Florin Burcea s-au impus la K1 și Stefano Pană la Kicklight. Acesta din urmă a intrat și în posesia medaliei de argint la K1. Tot argint au mai câștigat Damian Ungureanu, Mario Buliga și Andrei Mascan la K1 și Eduard Preda la Kicklight. Bilanțul deosebit de bun a fost completat de cele două medalii de bronz aduse de Daniel Fricosu. Și răzvan Crăciun la ca 1 Pe 31 mai la Murfatlar se va disputa Cupa Micului Dragon, competiție rezervată copiilor cu vârstă cuprinsă între 4 și 12 ani, la care ce vodar va fi prezentă cu 9 sportivi.